să trăiți, stăm la telefon. V-am deranjat ca să vă raportez ceva în legătură cu dosarul Unacoma. Dar am găsit un băiat rău care se tot învârtește în jurul ei de ceva vreme. Îl cheamă Dan Pleșa. E client vechi, are 4 condamnări. Acum e în libertate, sub urmărire penală. E interesant e faptul că e unul din locotenenții lui Marcel Dodic. Exact, milionarul. Spălare de bani, evaziune fiscală, probabil și altceva. Dodic e un mare pasionat de artă. Finanțează evenimente mondene. S-ar putea ca el să urmărească pe Ana. Nu avem dovezi, de aceea vă cer pe misiunea să punem sub urmărire. Da, vă țin la curent. Vă salut. Intră! Să trăiți. Cineva a lăsat la poartă un plic pentru dumneavoastră. Lasă-l aici. Liber. Vă salut. Dar ne trimite o echipă de intervenție la mine acasă. Vasile Conta 7.
ziua, cu domnul locotenent Stan aș vrea să vorbesc. Ana Coman. Nu? Ce-ar fi trebuit să știu? Păi care-i treaba? Că dama nu apare. Cum, unde sunt? Aici, lângă lac. Pe la intersecție am luat-o la dreapta. Deci trebuie să mă întorc înapoi. Mergem. Bună ziua! Firma noastră comercializează mașini de cusut. Mașinile noastre de cusut execută cusătură dreaptă, în zigzag, ba chiar și invizibile. Nu mă interesează mașinile de cusut. Cu ajutorul accesoriilor puteți coase atât nasturi cât și monograme cu broderie fină. Nu mă interesează mașinile de cusut. Știți, mașina noastră de cusut este cu adevărat compactă, are doar 5 kg. Puteți să o cărați. Nu mă interesează mașinile de cusut. Știți, vecinii, dacă o folosiți. Nu mă interesează mașinile de cusut. Nu mă interesează mașinile de cusut. Nu mă interesează mașinile de cusut. Alo? 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 Alo?
Alo? Alo? Alo?